Târgul de turism din Spania a fost unul cu o largă participare internațională, anul acesta fiind peste 140.000 de expozanți din 165 de țări. Târgul a fost inaugurat de regele și regina Spaniei, la deschidere participând 600 de oficiali de stat din întreaga lume, ambasadori, miniștri, reprezentanți ai țărilor și regiunilor participante. Au fost câteva întâlniri foarte plăcute. Participarea județului Gorj la acest eveniment, în parteneria cu Ministerul Turismului din România, a stat sub două semne. Unul cultural, pentru că a fost evenimentele de acolo au stat sub semnul centenarului, sărbătoririi centenarului Unirii și, evident, componenta de promovare turistică, de care ne-am bucurat din plin. Județul Gorj a participat la Târgul de Turism din Spania într-un parteneriat cu Ministerul Turismului. Județul Gorj a fost partener la standul României și am putut să prezentăm tuturor spectatorilor de acolo, celor care au vizitat târgul și standul României, în special această minunată bogăție, această zestre pe care Gorjul o are. Muzica, dansurile populare și tradițiile, meșteșugurile, dar și potențialul turistic din Gorj au fost promovate la Madrid.